Când secară mările în Levant, a apărut la orizont corabia lui Sebastian Brand. Intrând în apele postmoderniste ale acestor versuri, mai mult vesele decât triste. Ca să spulberăm, iubit cititor, orice tabu, îți voi spune că pe corabie eram eu, el și tu. Sau, dacă îți convine, noi, voi și ei. Câte persoane are pronumele? 3. Iar cum 3 ori 2 fac 6, Apocalipsa avea picioare frumoase și noi o urmăream prin lunete, cu o bucurie aproape secretă, cum urca punte dinspre lagună, pe corabia noastră nebună, ce plutește de veacuri în voie. Ah, strigă Noie, aprindeți o lumânare sau o lanternă, că e beznă în lumea modernă. Autorul acesta, cu epitetul bufant, pare să ascundă ceva important, învăluind tot ce există sau nu există într-o ceață manieristă. Când scăpărai chibritul mării, ce se văzu? Un turn Babel plutitor, în care eu, el și tu, eram deopotrivă noi, voi și ei. Unul ținea discursul în groapa cu lei, altul decapita bisericele de turle acoperite de tobe și surle, unul făcea harta petelor din soare, altul deschidea măcelării în altare, unul gâdela corabia la pupă, altul punea îngerul să fiarbă în supă, unul își mânca unghiile, altul își rădea sprânceană, altul lua probe direct din nirvana, unul confecționa batiste din vele, altul se decreta personaj din viețile paralele, unul confecționa căpeste și botnițe pentru îngerii prinși în clopotnițe, unul își vopsea chelie jumătate verde, jumătate gri, altul se întreba a fi sau a nu fi, unul era biel, altul era manivelă, unul se închina la zeul din gamelă, altul la steaua sa verde de finichea, iar corabia glorioasă și sfidătoare plutea pe valurile de sticlă și de beton ale noului Babilon, pe tarazuri de muzică și de gunoaie, pe crucea ferestre, prin lucrurile din odaie, în cercuri închise, în zigzag, ori săltând dinspre niciunde, către nicicând, prin aceste versuri. Vin adins rimate frumos, să nu cădem, eu, el și tu, din corabie jos.